Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din China? Kenya, din China trecem în Kenya. Kenya, pământ românesc. Băi, am ajuns și noi în sfârșit, fiți atenți. Deci după Zanzibar și Maldive, o nouă destinație turistică exotică e salvată de turiștii români. Kenya. În sfârșit am ajuns și noi să salvăm băia mai săraci ca noi. Asta e, au în sfârșit, sunt unii pe care Zanzibar, mă rog, la Maldive nu e chiar cu sărăcie, asta e. Dar Kenya, uite, asta s-a întâmplat. Televiziunea Națională, deci s-au deschis, înțeleg, niște linii charter spre Kenya. Cu Kenya, da. Da. Și a aterizat primul avion charter românesc cu turiști românești. A fost practic primul avion Mombasa, care avea legătură cu turismul, da, după lockdown. După adică lockdown. Noi am fost primii care, deci, am ajuns acolo. Aia, nu? Spitalele din Mombasa de-abia așteaptă, a venit marfă, au venit albi, au venit Mzungu. Și au venit mulți. Ia să vezi cum e ATI-ul din Mombasa, tată. Bun. Deci, Televiziunea Națională a transmis în direct sosirea avionului charter. Ce a fost tare. Breaking news, practic. Da, 116, mai precis, a zis reporterul, că am văzut o transmisiune, au transmis de pe pistă. Au avut dansuri. Au dus folcloriste keniene să danseze la turiști. Și dădeau și niște, nu știu, niște pungi cu ceva tradițional kenian, nu știu ce ne îmbale. Fiți atenți, deci transmisiune în direct. That my colleague Kevin Mutai, who is in Mombasa, has an update on the first plane from Romania, the first one to land from Romania with over 100 tourists. Over 100 tourists. COVID hitters. Kevin? Kevin? Well, indeed, Gladys, this is a major boost to the tourism major industry. Este de pe pistă, on, between, și spatele lui sunt turiștii români. Poate se aude aeronava Craiova, a Taromului. Exact, se vede Craiova, aeronava Taromului. The punks of coronavirus pandemic and the charter flight from Romania. Și turiștii români care fac scandal că ceva. And as you can see, tourists acolo are making their way to check out of Noi International Airport. Direct pe aerul chinian, și scoate pe pistă. Hai, prieteni, hai să vedeți cum e cu controlul anti-COVID în Kenya. By the pandemic, since countries, international countries, even here in the country Kenya, where the government had to put in place a strict measures. Altfel îi invidiez pe turiștii români. Da. De-abia aștept să merg și eu în Kenya. Sper să rămână charterele încă vreun an. Că în Kenya e treabă. Avem Kilimanjaro. Avem parcuri naționale, animali. Da. Uite un mesaj de la un prieten. Vara, emigrația. Se bucură în Kenya că le-au zis că românii au carnea dulce. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.